Salut! Suntem în data de 1 martie. Ploile s-au oprit pentru o perioadă de 10 zile, după cum ne arată prognoza meteorologică. Așa că am hotărât că astăzi să stropim pomii și vița de vie. Haideți în grădină să vedem cum facem această operațiune simplă, dar necesară și foarte eficientă. Vom pune sulfat de cupru 100 de grame într-un pahar de unică folosință. Pentru a combina cu varul. Astfel se formează, vom forma piatra vânătă sau zamea bordeleză. Corect spus, zeamă bordeleză, că piatra vânătă mai spune la sulfatul de cupru. Și avem 102 grame, 10 grame este greutatea paharului. Avem fix 110 grame, deci 100 de grame de conținut. Și la var vom proceda la fel. Punem tot într-un pahar de unică folosință 100 de grame de var stins. Vom dilua varul în 5 litri de apă și separat diluăm sulfatul de cupru tot în 5 litri de apă, după care turnăm sulfatul de cupru peste var, adică acidul peste bază. Și formăm astfel zeama bordeleză. Avem 105 grame, mai punem puțin, 111 grame, 110 grame. Bun. În primul vas am să pun la dizolvat sulfatul de cupru. Îl agit puțin și îl las până cel puțin la a doua zi. Pentru că astăzi oricum nu este vremea favorabilă, este vânt și nu este bine să stropim când afară este vânt. Iar în acel al doilea vas adaug varul stins. Și pe s-a alăgit puțin și îl las să se dizolve bine până a doua zi. Le pun în magazie și revenim a doua zi să facem stropirile. Temperatura afară este de plus 7 grade, nu bate vântul, deci sunt condiții prielnice pentru a aplica tratamentul. Turnăm acidul în bază, adică sulfatul de cupru dizolvat în varul dizolvat în apă. De asemenea, în soluție voi adăuga și T-Oil, ulei pomicol, 100 de mililitri.
Am terminat de pus mulciul în jurul vitei de vie, după care am administrat și o doză de dolomită, calciu și magneziu. În felul acesta, vițele noi sunt pregătite pentru sezonul nou. Suplimentul de substanțe nutritive adus de către mulci, iarba care se va descompune, plus calciul și magneziul necesar unei bune dezvoltări, le vor ajuta să se dezvolte așa cum trebuie. Am stropit astăzi vița de vie și pomii, am mulcit vița nouă, am administrat dolomită, așteptăm acum primăvara. Vița de vie și pomii sunt pregătiți pentru intrarea în vegetație. Până data viitoare, aveți grijă de voi și multă sănătate!